Dinozaurii au dispărut acum zeci de milioane de ani, însă un animal care a trăit mai recent a fost megalodonul. Această specie de rechin a trăit de acum aproximativ 23 de milioane de ani până acum 3 milioane de ani. Și cu toate că megalodonul și dinozaurii nu au trăit în aceeași perioadă, pur și simplu nu văd de ce nu am regizat noi o luptă. În cele din urmă sunt la aceeași categorie. Majoritatea dinozaurilor sunt cunoscuți pentru faptul că erau incredibil de mari, la fel și megalodonul, iar ambele animale trăiau pe o planetă unde oamenii nu existau încă. Prin urmare, de ce să nu fim martorii unei lupte între un Mosasaurus și un Megalodon? Înainte să începem, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru, astfel încât nu veți rata niciun videoclip nou și palpitant. De asemenea, nu uita să ne lași în comentarii cine crezi tu că va câștiga această luptă și de ce. O să începem printr-un mic rezumat cu privire la ambele animale. Vom începe cu Mosasaurus. În medie, această bestie atingea între 6 și 10 metri lungime, cu toate că existau și excepții, unde exemplare mai mari ajungeau până la 17 metri lungime. Cu un corp similar ca cel al unui rechin, în sensul că avea notătoare pectorale și o notătoare caudală, această reptilă acvatică petrecea foarte mult timp sub apă, dar se credea că era nevoită să iasă la suprafață pentru aer, la fel ca balenele din prezent. Îl putem compara de asemenea cu un fel de șopârlă pentru că avea pielea solzoasă. Ca și construcția corpului, Mosasaurusul era destul de similar cu dragonul de Komodo. Cu un corp lung și gros, această bestie bântuia apele devorând orice animale, de la pești la rechini și la mosasauruși mai mici. Luând în considerare corpurile lor masive, nu cred că ar fi fost victima altor animale din acea eră. Cântărind aproximativ 13,5 tone în medie, Mosasaurusul se putea hrăni săptămânal cu toate animalele dintr-un sat. De asemenea, avea un maxilar articulat foarte elastic precum cel al unui șarpe, ceea ce înseamnă că își putea înghiți prada întreagă. Însă, spre deosebire de șerpi, Mosasaurus avea un rând complet de dinți zimțați, atât pe maxilar cât și pe cerul gurii. Acum să trecem la Megalodon. Se crede că avea o lungime medie de aproximativ 12 metri, însă au fost descoperite exemplare care atingeau și 20. De asemenea, se estimează că avea o greutate cuprinsă între 50 și 70 de tone. La fel ca Mosasaurus, Megalodonul avea și el dinții zimțați, însă așezați pe mai multe rânduri și, ca să fiu exact, 276 de dinți, adică similar cu un rechin alb. Când vine vorba despre forța mușcăturii sale, se crede că Megalodonul avea o mușcătură care variază de la 105 până la 182.000 de newtoni. Dacă nu știți ce semnifică aceste numere, prin comparație, mușcătura omului este de aproximativ 1317 newtoni. Deci, în medie, forța mușcăturii acestui rechin preistoric era de peste 100 de ori mai puternică decât cea a unei persoane adulte. Cu siguranță nu se va termina cu bine dacă ești mușcat de ea. În baza fosilelor descoperite, se crede că Megalodonul se hrănea cu balene, delfini, lei de mare, țestoase marine și pești mari în general. Așadar, dacă într-o zi senină un Mosasaurus se relaxează pe curenții marini și din senin un rechin se apropie cu rapiditate. Însă acesta nu este un rechin oarecare, este un Megalodon. Desigur, primul instinct nu ar fi să atace un pește care este de 3 ori mai masiv, însă câteodată trebuie să faci ce trebuie făcut. Nu cred că avem nevoie de un savant pentru a ajunge la o concluzie certă. Pentru început, Mosasaurus a fost o reptilă acvatică, dar încă avea nevoie să iasă la suprafața apei pentru a respira. Cu toate că era un înotător agil, nu ar fi fost capabil să înoate la fel de rapid ca un megalodon. Acestea fiind spuse, dimensiunile megalodonului l-ar putea încetini, dar după cum știm cu toții, în apă greutatea nu contează la fel de mult ca și pe uscat. În orice caz, dacă aceste două bestii s-ar lupta, nu sunt multe scenarii în care Mosasaurusul ar ieși victorios. De fapt, singurul mod prin care acesta poate să câștige este dacă va mușca primul și va putea să tragă Megalodonul pe țărm.
Acolo, rechinul masiv se va sufoca în cele din urmă și Mosasaurusul ar ieși aproape nevătămat din luptă. Dar să scoți un megalodon pe uscat și să îl ataci primul poate fi destul de dificil, chiar dacă ești un Mosasaurus. Pe de altă parte, megalodonului i-ar fi ușor să vâneze un Mosasaurus. Pe lângă aspectul evident că megalodonul l-ar trage pur și simplu în adâncurile apei unde se va înneca, chiar și o singură mușcătură a acestei bestii poate sfâșia un Mosasaurus. Chiar dacă ar fi capabil să stârnească o oarecare luptă, după care pur și simplu să fugă, cel mai probabil megalodonul l-ar prinde din urmă și va continua să îl atace. Acest animal este unul dintre cele mai mari specii de rechin cunoscute omului și știm cu toții cât de răi pot fi rechinii, mai ales atunci când sunt înfometați. Având în vedere că Mosasaurul trăia și vâna în ape mici, ideea ca un megalodon să-l înșface și să-l tragă în adâncurile oceanului, la fel cum face un aligator cu o gazelă, nu pare departe de realitate. Totuși, probabilitatea unei lupte între aceste două creaturi este o cu totul altă poveste. Desigur, nu au conviețuit în trecut, dar, dată fiind dimensiunea și obiceiurile alimentare ale acestor bestii, pare că megalodonul nu s-ar aventura în ape atât de mici, însă în cele din urmă o masă este o masă. Deci megalodonul ar câștiga în 9 din 10 cazuri, poate chiar 9,9 din 10, pentru că există posibilitatea ca Mosasaurusul să scoată ce e mai bun din el și să tragă la țărm megalodonul unde într-adevăr s-ar sufoca. Avantajul mărimii megalodonului îi va fi benefic, ceea ce mă face să cred că, dacă nu omoară Mosasaurusul dintr-o singură mușcătură, rănile provocate ar fi atât de grave încât acesta ar muri din cauza hemoragiei sau va fi prea rănit să ajungă departe. Victoria merge astfel către megalodon. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!